E adevărat că pentru Riccardo Grigore ar exista anumite discuții în Italia, interes din Italia? Dacă bine mi-aduc aminte, acum un an au fost discuții foarte avansate cu Cagliari, care a propus să fie împrumutat pentru o sumă și cu opțiune de cumpărare definitivă. Directorul sportiv a făcut un accident foarte grav, a fost aproape de a ne părăsi. Îl cheamă Andreea Cosu, e un jucător care a jucat la Cagliari 18 ani, care a fost de 2-3 ori aici. Prima dată pentru Ioanis Hagi și după care pentru Riccardo Grigore. Nu s-au realizat aceste chestii. În locul lui Ioanis ei au semnat un bulgar pe care îl cheamă Despoto, pentru că președintele echipei Cagliari e însurat cu o doamnă din Bulgaria. A preferat să dea 4 milioane pe Despodov și să nu dea 3 pe Hagi. I-a părut rău mai târziu. Bineînțeles că Ioanis a ajuns bine unde este acum. Sper să joace și în seara asta. Și Despodov s-a întors înapoi la Bulgari și joacă actualmente la Ludogorets, mai mult rezervă. Deci ce spuneți? Că poate ar trebui să se mai uite la Riccardo Grigore? Să vă asculte. Nu mai știu dacă de actualitate, dar între timp am mai vorbit cu alte cluburi și Riccardo Grigore trebuie să facă un bun campionat, atât el cât și Moldoveanu, cât și ceilalți, și Banii, și Mihaiu, și toți, pentru că Dinamo, echipei Dinamo e foame de bani. Da. Nu poate să cumpere jucători, dar de vândut poate